4 aparate de radiologie în valoare de aproape 3,5 milioane de lei vor servi personalului medical în cadrul secției radiologie a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Au fost achiziționate și 700 de noptiere noi în valoare de aproape 600 de mii de lei, noptierele folosite în prezent nefiind schimbate de 25 de ani. Achiziția aparaturii și a sistemelor medicale vine astfel în completarea proiectelor finanțate din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița. În plus, tot prin fonduri europene este în derulare un alt contract de furnizare de echipamente medicale, fiind achiziționate echipamente noi de terapie intensivă, radiologie și imagistică medicală, tărci și paturi de terapie intensivă. În cadrul acestui contract urmează să ajungă la Spitalul Județean de Urgență alte echipamente de laborator de peste 2 milioane de lei. A fost deschisă licitația și pentru aparatul angiograf necesar secției de cardiologie.